Agentul 007 a fost tema aleasă anul acesta pentru Balul Bobocilor de la Colegiul Național Constantin Carabela, ediția 2022. Robert, care este prima ta impresie despre recruți? Destul de talentați. Mie unul sincer chiar mi-au plăcut. Dacă ar fi și pe placul șefului, putem spune că ne-am îndreptat misiunea. Dar el nu e chiar atât de ușor de impresionat. Știu, e greu cu el, dar, na, până la urmă, vedem. Doamne ajută! Final, doi vor lucra direct cu mine, sub nume de cod, Miss și Mister. Pe doi îi voi duce la Milano, la săptămâna modei, ca Miss și Mister Eleganță, iar ultimii doi vor fi infiltrați în lumea modei și mondenului, ca Miss și Mister Popularitate. Important pentru Colegiul Național Constantin Carabela, o tradiție pe care am reluat-o, iată, după 2 ani de pandemie, să organizăm Balul Bobocilor. După cum ați putut observa și dumneavoastră, tema propusă a fost una de atracție, da? Agentul 007, noi agenți ai Carabelei care vor reprezenta agenția Cara. S-a depus un efort extraordinar atât din partea bobocilor cât și din partea organizatorilor. În afară de Big Boss, da, care este un adult, restul au fost numai copii care au fost extraordinari și care au dovedit încă o dată că, iată, Colegiul Carabela înseamnă atât pregătire teoretică cât și aplicativ, practică. Cortina se trage destul de ușor, având în vedere că avem și putere. Ai avut emoții pentru colegii tăi? Am avut emoții, da, pentru toți, dar în special pentru unul singur, pentru că îl consider prieten, având în vedere că am vorbit destul timp și chiar vreau să iasă Mister. Miss Boboc 2020, da? Da, da. Cum a fost? Balul meu? Da. A fost o experiență super, super wow, adică nu mă așteptam oricum să iau Miss. A fost o surpriză și pentru mine, m-am simțit foarte bine și sper că așa s-au simțit și bobocii din ziua de astăzi. Să înțeleg că acum trebuie să predai ștafeta. Da. După 3 ani era și cazul. Trebuie să termină totul. Da. Au trecut emoții? Da. Da? Da. Cum a fost? Foarte bine. Da? Note? Bunicele. Ia spune tu, la tine? Bune. Da? Da. Ia spune, cum a fost? A fost ok. Ce înseamnă ok? Adică am încurcat doar o dată. Da, mă, și emoțiile au dispărut după prima coreografie. Câți de 10 am luat? Mulți. A fost foarte bine. Emoțiile au fost la început, dar au dispărut pe parcurs și acum sunt sigură că o să regretăm toți că perioada asta s-a terminat, pentru că am legat prietenii foarte frumoase și am început, ne simțim foarte, foarte bine unii lângă alții. Notele au fost super bune, dar nu asta contează, contează că ne-am simțit noi bine și contează pur și simplu ce am dat noi acolo, cum s-a simțit publicul cu noi și cum am interacționat cu el, nimic mai mult. De emoții? Da. Un pic așa supărat? Nu. Câți de 10 ai luat? Destui. Cum au fost până acum emoțiile?
La început au fost foarte mari, dacă n-am văzut că am susținători destui, mi-au trecut toate. Momentan sunt bine, mă bucur că am câștigat această experiență și mă bucur că am câștigat atâtea prietenii frumoase și consider că toți suntem câștigători în această seară pentru că ne-am format ca o familie. Indiferent cât de 10 am luat, da? Indiferent cât de 10 am luat. Mulți ai avut? Câteva la început, dar la proba surpriză m-am simțit cel mai în elementul meu și consider că toți merităm să câștigăm oricare ar fi rezultatul. Super tare! Unde te vezi peste 5 ani? Peste 5 ani mă văd în drumul spre medicină, este visul meu și sper să ajung unde îmi doresc. Notele și decernarea premiilor. Wow, ce zici? Ce premiu? Ce lochii? Eu sper să iau Mr. Boboc, premiul 1. De frumos, o experiență de neuitat și sper să particip și la anul. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Bossul. Bossul. Bossul e numărul? Da, bossul, bossul. Și colegii tăi? Colegii mei? Dintre colegi? Dintre colegii mei, Maria, care a cântat cea mai frumoasă piesă de la Billie Eilish. Cea mai tare. Bun. Să începem cu premiile de participare. Bun. Reformulăm. Începem cu eleganță. Mister Eleganță 2022 este Darius Mare! Aplauze, aplauze mai multe! Felicitări! 2022 este Jessica Mereuță! Mister Popularitate este Ștefania Sfântiu! Aplauze, aplauze, aplauze! Tate, 2022 este Ștefania Sfântiu! Aplauze, aplauze, aplauze! Pentru toate.
Să nu vă aparține!